Caz șocant în județul Mehedinți. Un bărbat s-a spânzurat după ce și-a violat soacra, vrând să se răzbune în felul acesta pentru că soția sa, fiica bătrânei, nu ar fi dorit să se împace cu el. Acum 2 săptămâni, în comuna Bălvănești, un bărbat de 45 de ani și-a violat cu cruzime soacra în vârstă de 71 de ani, după ce a amenințat-o cu moartea folosind o sabie. Imediat după producerea faptei, violatorul s-a făcut nevăzut. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat cadavrul, un bărbat de 45 de ani din comuna Bălvănești. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. După căutări intense, trupul bărbatului a fost găsit în stare avansată de putrefacție, la marginea unei păduri din extravilanul satului Pârlagele. Acesta se spânzurase de un copac, fiind găsit în aceleași haine pe care le purtase în ziua oribilei fapte. Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii la scurt timp de la producerea violului. Bărbatul a violat-o pe soacra sa, vrând să se răzbune în felul acesta, pentru că soția sa nu ar fi dorit să se împace cu el. Acesta a băut bine, a venit și a amenințat-o pe femeie cu o sabie, după care, profitând că aceasta era singura acasă, a violat-o.